După un an în care s-a aflat în exil la Câmpul Lung, aici unde și-a disputat jocurile din sezonul 2018-2019 considerate acasă, ASLR s-a întors la începutul acestui campionat pe propria arenă. Beneficiind de o suprafață de joc perfectă datorită modernizărilor efectuate timp de un an de administrația locală la baza sportivă de la Poalele Măgurii, lereștenii au avut un sezon excelent. Actualul lider din Seria Nord a debutat cu o victorie la scor de neprezentare 3-0 în fața Lanternei Roșii Flacăra Boteni, pentru ca în partida următoare să obțină doar un punct din confruntarea cu Cimentul Valea Mare Pravăț. Din deplasare 3-3, gazdele reușind golul egalizator în minutele de prelungire. Au urmat 6 victorii la rând pentru ASLR, cele mai concludente fiind cele obținute acasă cu ASE Cetățeni și Intera Ninoasa, ambele la acela scor 6-0, 7-1 în deplasare cu Unirea Bughea de Jos și, din nou acasă, cu ASE Domnești, pe care a desființat-o administrându-i o corecție severă 10-2. Au urmat 2 semieșecuri la rând în deplasare 0-0 în partida cu Petrolul Hârtiești și acasă 1-1 cu ASE Godeni. În următoarele 5 partide, ASLR a avut un parcurs fără greșeală, obținând tot atâtea victorii. S-a impus la limită 3-2 în deplasare în fața celor de la Partizanul Vlădești, 5-1 acasă cu formația din Stoienești, 1-0 în deplasare cu FC Corbi, iar jocul de referință al sezonului de toamnă, cel de pe teren propriu cu ASE Dragoslavele, a fost la discreția lereștenilor, obținând o victorie categorică 5-1. După succesul repurtat în fața celor din Dragoslavele, ASLR a preluat șefia seriei, terminând prima parte a campionatului în fotoliul de lider cu 36 de puncte acumulate, având o linie de clasament de invidiat, 11 victorii, 3 egaluri și nicio înfrângere. Lereștenii stau bine și la capitolul apărare, având numai puțin de 60 de goluri marcate, primind doar 12. ASLR dă și golgheterul seriei Nord, Gianini Butoi, percutantul atacant reușind să puncteze de numai puțin de 24 de ori, iar pe locul al treilea în ierarhie se află colegul lui din atac, Romulus Pătrașcu, cu 15 reușite.